fata asta, sigur n-ai găsit. Nu, n-am găsit, din păcate n-am găsit numărul. Chiar de tine voiam să dau și uite din ce motiv. Am făcut un vlog în care am pierdut un pariu. Deci fii atent. O să te duci, o să te împaci cu fiecare persoană cu care te-ai certat tu. Și pedeapsa lui pentru mine a fost ca eu să mă împac cu toate persoanele cu care m-am certat pe internet. Bă, inteligentă pedeapsa. Salut, eu sunt Sherry și asta e seria aia de vloguri pe care nu credeam că e nevoie să o încep vreodată. Dacă nu știți, am pierdut challenge-ul de inteligență cu Gami. Dorian, tu știi foarte bine. Sunt prostul proștilor și din cauza asta încep pedepsele, boșilor. Trebuie să mă împac cu absolut toate persoanele cu care m-am certat eu pe internet. O să începem cu Dan Capatos. Bă, ești sigur? Băi, n-am cum să nu fiu sigur. Bă, there's no turning back. Dacă ți-am dat numărul ăsta și ai apucat să apelezi, ăla e. Pentru cei care nu știu drama și cearta mea cu Dan Capatos, asta a fost în 2017, când ieri s-a legat de vlogger într-o emisiune. Vloggerii au impresia că sunt haioși. Majoritatea între ei sunt niște triști mâhniți. S-a legat de vlogger în emisiunea respectivă. Bă, trebuie să fac o paranteză mică. Să știi că și lui îi pare. Da? Ce-i corect, e corect. Eu trebuie să fiu corect, mă. Eu sunt ăla imparțialul. Da? Eu zic adevărul. Îi pare un pic rău, nu? Păi, nu-i normal, mă, ne-am mulțit și noi ca ciupercile după ploaie. Ei sunt atât de triști încât nu vor reuși niciodată nimic la nivel de TV. Normal. Divertisment, nu, de divertisment profesionist. În caz că nu v-ați dat seama, dacă nu ai pe Nicolae Guță bătând și păruind o femeie în direct, nu știi ce era conținut premium. Popa, eu mă țin de promisiuni și dacă am pierdut un challenge, am onoarea să recunosc, să-mi asum și să merg până la capăt. Că mi se pare o chestie foarte, foarte interesantă. Plus că nu m-am văzut cu el niciodată, chiar aș fi curios să... Ești gata? Hai că mi-au inima în din și sunt. Cat, tu ce ai băiatul meu, lasă vrăjeala. Dă-mi să notez. 07. Da. Alo, salut, da? Sherry sunt. Cine? Sherry sunt. Opa. Foarte, foarte pe scurt. Dan Capatos, sigur n-ai greșit? Nu, n-am greșit, din păcate n-am greșit numărul. Chiar de tine voiam să dau și uite din ce motiv. Am făcut un vlog în care am pierdut un pariu cu un prieten. Am pierdut un challenge, un test de inteligență chiar. Și pedeapsa lui pentru mine a fost ca eu să mă împac cu toate persoanele cu care m-am certat pe internet. Bă, inteligentă pedeapsă. Ah, inteligentă pedeapsă, nu? Și voiam să te întreb... Vrei să ne vedem? Da, voiam să te întreb dacă poți să ne vedem, dacă ești ok să filmăm toată treaba asta dintre noi și dacă ești dispus să dă această împăcare. Băi, Dane, vin și eu, mă, ca să fie ok, să nu iasă cu scântei. Nu iese, mă, cu scântei. Vin, da, cu cea mai mare plăcere și sper ca la final să nu mai consider o pedeapsă. Să nu mai consider o pedeapsă. Frumos. Așa sper și eu, mă bucur foarte, foarte mult că... Mă bucur mult că ești deschis. Ai fi ok astăzi? Mai încolo puțin? Ești liber? În principiu da, eu exact acum am ieșit de la o filmare, de la filmarea de la Antena Star. Și peste vreo 2-3 ore aș vrea să mă duc să dorm, că... Așa, ok, hai să o facem atunci. Atunci dacă hai să o... își permite timpul și putem în deasupra asta, e ok. Hai să o facem acum, dacă tot. Uite, eu sunt invitat. Astea spontane sunt cele mai reușite. Pe moment, așa, direct, spontan. Îmi pune unul care face emisiuni în direct. Da. Corect. Haide, hai să ne vedem la mine, la... Nici o de mâncat și... E bine? Perfect, te aștept acolo. Mersi mult! Căzi, Dane! Băi, sunt surprins, e un băiat foarte ok deja, parcă nu știu... Da! S-a detensionat situația, știi ce zic? Wow, deja încep să mă simt prost, jur, deja e ipostaza aia nasoară. Gami, ce mă pui să fac, Gami? Boșilor... Ia uite cum se numește asta. Shelly versus Capatos. Boșilor, așa e bine, așa e frumos, te împaci cu omul, să vorbești cu omul, așa că haideți cu noi la apartament, unde ne vom întâlni cu Dan Capatos. Am ajuns la InCity, unde trebuie să ne vedem cu Capatos. Dorian m-a lăsat, sunt eu singur aici cu cafea și cu Georgescu, care o să ne filmeze și n-o să vă mint, chiar am emoții pentru întâlnirea asta. Nu știu cum o să fie, nu știu, el pare un băiat foarte ok la telefon. Hai să vedem și real. Revenim cu filmarea atunci când o să sune la sonerie, mai ales că mai are 5 minute până ajunge aici. Oh, și a și bătut la ușă. Era și deschis. Se poate. Salut, sigur că se poate. Salut. Salut. Da, am pierdut această provocare.
Și cumva mă și bucur, sincer, că... Doamne ajută, eu ți-am zis, sper la final să nu mai consider o pedeapsă. Dar vedem! Acum. Nu e o pedeapsă, e o provocare, e o provocare. Da. Uite, am pregătit o masă acolo, mersi, să stăm un pic de vorbă. Ok, deci în primul rând mă bucur că ești aici, la City, unde am filmat... Și eu la fel, dovadă că am venit până aici. Eu mi-am dorit întâlnirea asta încă din momentul în care lumea a crezut că noi avem ceva de împărțit. Lumea care n-a înțeles, da. Și într-un fel e normal să nu fie. Ca să fiu sincer, eu n-am avut niciodată nimic cu tine. Dar știu, eu nici măcar nu te-am pomenit în... știu. A fost o reacție, eu n-aș vrea să-i spun că a fost o reacție necontrolată, a fost o reacție generată de frustrare. Pentru că în momentul ăla chiar eram frustrat. Eram frustrat din cauza faptului că trebuia să-mi omor un produs la care muncisem mult timp, 10 ani. Pe oricine creează content, indiferent în ce zonă, în zona convențională, în zona neconvențională, convențională însemnând ziar, radio, TV, neconvențională însemnând tot ce înseamnă acum rețele de socializare, și dacă ajungi să fii și lider în greasla ta, în zona ta, convențională sau nu, creând un content original, n-ai cum să nu faci și greșeli. N-ai cum să nu faci greșeli, dar este multă muncă. Și eu n-am cum să mă iau de cineva care a muncit sau muncește la fel de mult precum mine sau poate chiar mai mult. Știi? Voi neavând în spate nicio forță gen ziar, radio, televiziune, știi? Deci a fost o frustrare, chestia din care majoritatea dintre noi triști, mâhniți. Triști și mâhniți. Vloggerii au impresia că sunt haioși. Majoritatea între ei sunt niște triști, mâhniți. Triști, mâhniți. Triști și mâhniți. Băi, eu nu sunt trist, mă, nu sunt nici mâhniți, eu sunt super veseli. Uite, și Dorian e vlogger, chiar nu e trist, mâhniți. Am avut șansa să descoperim prieteni comuni, care probabil că, așa cum mi-au spus mie despre tine, ți-au spus și ție despre mine. Era o expresie, până la urmă emisiunea în direct are și avantaje și dezavantaje. Trebuie să arunci tot ce-ți vine în gând, n-ai mult timp de gândire, n-ai timp de tăiat, de montat. Ce s-a zis, s-a zis și s-a dus. Așa am considerat eu că era expresia potrivită atunci, triști și mâniți. Asta am folosit. Dar repet, dintr-un sentiment de frustrare, pentru că pe mine un grup puternic de advertiseri, de oameni care susțin produse media, susțin content-uri pe orice platforme ar fi ele, repet, convenționale sau neconvenționale, pe mine m-au obligat să spun stop și să o iau de la capăt, cu riscul de a nu fi fost în stare să o iau de la capăt sau să nu pot. Și ăla a fost momentul în care tu ai schimbat de la un show păcătos la extra night show. Aceiași advertiseri, în momentul în care eu m-am enervat, descoperisem că susțin oameni din zona voastră cu un content sau cel puțin cu o parte de content la fel de îndoielnică precum și a mea. Mm-hmm. Pentru că, repet, în momentul în care faci foarte mult content și vrei să fii pe primul loc, te zbați pentru asta, nu se poate să nu faci greșeli. Da. Eu îmi știu greșelile sau exagerările sau excesele pe care le-am făcut în emisiune. De dragul, întotdeauna spun asta și poate că lumea între timp a reușit să se convingă. Da, e adevărat asta, de dragul audienței, pentru că vrem sau nu vrem, publicul, dacă vrei să fii sus, trebuie să satisfaci gustul publicului. Dacă faci ce-ți place ție, vrei să rămâi într-o zonă de nișă. Iar Antena 1, acolo unde eu evoluez, este o televiziune comercială, nu e TVR, da. Nu e radio. Nu avem neapărat componenta educativă primordială. Uh-huh. Este o componentă de divertisment. Și publicul în acea perioadă își dorea genul ăla de divertisment, la ora aia, ca să poți să-l ții. Tabloid, scandaluri, curvă săraie, ca să vorbim pe românește, știi? Uneori chestii profunde, am abordat accidentul de la în care și-a pierdut viața de soțul românesc Iovan, Adrian Iovan, și multe alte subiecte serioase. Acest grup puternic a hotărât că nu mai trebuie să meargă mai departe. Practic, un copil pe care l-am crescut de la zero, pe o idee originală, n-am copiat pe nimeni niciodată, alea au fost ideile mele, bune, rele, câte au fost, sunt lider de piață cu ele, știi? Uh-huh. Așa cum ideile tale bune, proaste sau ale lui Ilie, că de Ilie vorbeam atunci, chiar dacă atunci când a dat... În momentul ăla era, la noi era de piață. Da, bune, proaste, cum ați fost în diferite perioade lider de piață. Și am zis, bă, dacă aceeași advertiser pe mine mă obligă să îmi omor produsul, dar pe Ilie, care dă limba la cactus, îl deci susține, de la limbii aia la cactus, care mi se părea chiar ceva, bă, crede-mă. Nici eu, eu nu cred în chestia asta de provocări. Tine, copii, care pot încerca treaba asta și poate deveni domnător la un moment dat. Am zis, bă, nu e aceeași balanță. Toată lumea, mare parte din comunitatea voastră și din cei care vă urmăresc, au înțeles că e un atac la voi. Doamne ferește, fiul meu e fanul tău.
Ca așa le aranjează Dumnezeu. Probabil că ți-a zis. Eu ce am? Acum ce mi-a dat tati, hai să ne mai distrăm. Vrei să-ți mai arăt ce făcea Shelly cu tine? No. El pe atunci era mic. Și a descoperit, la câțiva ani, exact. Eu de atunci ziceam, bă, eu aș putea să fiu la 46 de ani, sau cât aveam eu atunci, 42-43, aș fi putut să fiu tatăl multora dintre cei care fac vlogging sau au canale de, pe YouTube. Deci nu puteam să mă încep cu posibilii mei copii, știi? Cel puțin la nivel de, timing. Dar eu am avut parte de un atac furibund în partea fanilor tăi, ceea ce este foarte, de asta ar trebui să te bucuri. Ai un nucleu dur care merge cu tine, așa cum și eu am nucleul meu dur și m-au tocat și am zis, hai să vorbesc cu ei. Pentru că acum în toate felurile poți fi căutat, pe telefon, pe SMS, pe WhatsApp, pe Instagram, pe orice rețea îmi dădeau mesaje. Toate începeau cu, nu știu câte la voi, la mine avea din 12. Puneți buina de 12 pe ecran. Cu morți, cu răniți, cu organe. Discuțiile, da. Cu fete, cu băieți, nu. Și vorbeam civilizat cu ei și încercam să le explic, bă, n-am nimic cu voi, doamne frește, n-am nimic cu idolii voștri, din contră. Mă bucur că vine o generație din spate și pusă să muncească. Adică mi se pare mult mai mișto să te ocup de așa ceva decât să dansezi în cluburi cu o seringă în venă, sau mai știu eu cum. Înțelegi? N-am cum să nu susțin treaba asta când văd în ce direcție s-ar putea duce generația asta. Dar eu am avut ceva cu cei care m-au obligat să-mi omor un produs. Și pe parcursul discuțiilor toți înțelegeau și au zis, da, domne, ai dreptate, așa când ne explici, e foarte greu să explici la 2 milioane de oameni cât te urmăresc pe tine, știi? S-a înțeles, a fost greșit. Și dacă eu nu m-am făcut bine înțeles, eu îmi cer scuze în fața lor. Sunt curios ce reacție a avut fiul tău când a văzut clipul, când a avut revelația asta. Deci fiul meu a început să înțeleg, el are acum 8 ani. Da, disputa noastră a fost în urmă cu vreo cât? 2 ani. Da. La 5 ani jumate, 6 ani nu prea înțelegea el foarte bine, dar la o ceva perioadă de timp, o jumătate de an, un an, a descoperit clipul după ce te descoperise pe tine. Deci el te urmărea și cumva s-a uitat înapoi, în arhivă, nu-mi dau seama cum a găsit sau... Păi pe aia ți-a văzut fața în exact, și... Într-un fel sau altul a găsit, ca toată generația asta umblă mult mai ușor pe device-uri decât noi ăștia bătrânii. Și a venit la mine, tati, tu ai văzut ce a zis Shelly despre tine? Zic, am văzut, mă, tati, ce să facem acum? Dar știi că eu sunt fanul, știu foarte bine. Dar voi sunteți, și de atunci mă tot întreba, voi sunteți certați? Zic, nu suntem, sper că nu suntem certați. Din câte știu, de la prietenii comuni, e un băiat chiar mișto, pe care chiar mi-aș dori, având și același nume cu tine, chiar mi-aș dori să-l iei drept exemplu. Pentru că, în principiu, atunci, după ce a început toată nebunia, am început și eu să mă interesez să văd ce fel de om ești tu, că era, tu mă atacai fără să te fi atacat, eu știi? Știu, eu și zic, bă, într-un spirit de breață, uite, omul face un lucru ok și apără, știi, sărăcia și nevoile și neamul, știi? Oricare ar fi perspectiva ta, a fost totuși o reprezentare greșită a... Probabil că da. Sau, repet, poate nu am reușit eu să mă fac atât de bine înțeles, precum sper că o fac acum, că nu am nimic cu ei. Că îi făceam trick, mă referam la anumite aspecte, așa cum și eu am fost făcut și mi-a plăcut foarte mult că și voi ați fost acuzați că stricați o generație. Și eu, la rândul meu, am fost acuzat că stric o generație cu ce difuzez pe TV. Aici, uitând, pentru că trăim într-o lume în care facilul merge mult mai, sau e mult mai ușor acceptat, uitând să caute cumva și în spatele. Bă, cine-i tâmpitul ăla care apare în fiecare seară? Ah, ia uite, s-a angajat în 92 în presă. A dat jos un ministru. S-a judecat cu Ion Iliescu pentru atentat la siguranța națională și a și câștigat. A făcut și lucruri serioase. Ok, am avut capacitatea să mă reinventez când mi-am dat seama că investigația sau reportajele pe care le făceam nu mai erau cum trebuie, erau la servite. Acum trebuia să faci o investigație, în 2000 când am schimbat eu și m-am dus direct pe Playboy, redactor și la Playboy, adică într-o zonă total diferită după ce 10 ani de zile, sau mă rog, de 92 până atunci, 8 ani de zile făcusem investigații, am realizat, bă, investigația în România nu mai are nicio relevanță. Veneau plicuri, uite, bă, trebuie să scrie încet asta. Păi așa, frățioare, nu așa. Ia că mă duc eu pe ce cred eu că o să prindă de aici înainte. Păi ce? Pe lifestyle. Și m-am dus
La Playboy m-am angajat junior editor, am cel mai mic în redacție. În 6 luni am ajuns redactor șef. Când s-a terminat treaba și cu revistele, când au murit, că într-un fel, nu neapărat în cauza publicității, mai degrabă din cauza distribuției, care a fost luată de un arab și s-a distrus, nu mai ajungeau revistele în toată țara, România totuși o țară mare, au murit revistele, m-am zis, bă, ce rămâne? N-am simțit-o pe asta cu netul. Poate că nici nu aveam cum să o simt în 2004. Când am plecat de acolo. În 2004 nici nu exista YouTube. Asta spun. Și m-a prins micro, nu mai focusem, deci un singur lucru nu focusem, televiziune. Am primit oferta de la Antena 1 și am intrat acolo. Repet, de la un simplu angajat, un șef de secție de Mondial la Observator, într-un an am ajuns să fac matinală. Și apoi, de 13 ani, late night show și lider de piață, să bați Pro TV-ul cu o idee, bă, născută de nicăieri. Am stat eu așa acasă, ce să le dăm noi, mă, oameni? Un show băcătos. Așa, da, un show băcătos era o anagramă de la numele meu, de la Capatos. Da, da, așa da. Era și făcut, dacă îmi inversezi capa cu palca, da, da, iese da, păcătos. Da, da, da. Și a prins. Și normal când vezi că prinde, cred că și pe tine te prinde flama asta. Încerci să apeși pedala mai rău și în tabloid da. E o regulă. Dacă începi cu doi care să țin de mână, următorul episod se vor pupa, în al treilea episod se vor trage de... să vor pipăi, după aia intri pe gen Insula Iubirii și la sfârșit își dau un ciocan în cap. Ca așa evoluează tabloidul de când a apărut el, știi? Și lumea asta a tabloidului pe tine te atrage și nu într-un tabloid a făcut. Dar te atrage într-un mod... Da, pentru că, din fericire pentru mine, am intrat în lumea tabloidului în momentul în care tabloidul însemna ce înseamnă tabloid afară. Și când ți-am spus că am dat jos un ministru, pe Petre Sărcudeanu, ministru al culturii, 94, cred, sau nu știu, 93-94, printr-o știre tabloidă, când a vrut să o violeze pe șefa de cabinet. Și pe mine m-a sunat șoferul lui, că ăla era sursa, omul avea apucături de-astea și mi-a zis, când îți dau telefon, nu existau telefoane mobile, stăteam lângă telefonul fix în redacție, când și pager aveam pe atunci. Când îți dau ori un mesaj pe pager, ai venit și te duci sigur, direct, redacția de evenimentul zilei era în casa scânteiei, lângă sediul Ministerului Culturii. Urci scările și intri direct în cameră, că înseamnă că acolo se întâmplă ceva. Și am luat, când am primit mesajul, am luat repede un fotograf, un fotoreporter, am intrat buzna peste el și l-am prins cu chiloții în mine. Când a făcut poză. Și omul, cred că de atunci n-a mai asistat la vreo demisie de onoare. Omul a doua zi și-a dat demisia. Asta înțeleg eu prin tabloid. Și nu numai asta. Nu numai asta. Tabloidele de afară au anchete puternice, dar din zona tabloidă. De afaceri, de cumetrii, de mai știu eu ce. Cum de altfel am văzut după aia. Așa am deschis ochii pe presă, pe tabloid și, except în perioada de Playboy, care era o perioadă de revistă de lifestyle masculin, de mă rog, cei 4 ani și ceva cât am stat acolo, în principiu și pe TV tot un fel de tabloid, dar noul tabloid. Care noul tabloid înseamnă ați văzut ce. Scandalul, bătăi. Exact. De unde și eticheta, știi? Da, da, da. Dar repet, faci greșeli. Dar asta generează audiență. Cum și la noi sunt o grămadă de formate, un vlogging, o grămadă de lucruri care generează audiență pe care eu încerc să-i adaptez la ce fac eu fără să sacrific prea mult din cum sunt eu. Dar îți dai seama că nici eu nu fac totul exact cum mi-aș dori. Ai văzut? Vin la vorba mea. Te vei duce ușor, ușor pe gusturile publicului. Da. Și până într-un moment, dincolo de frustrarea de care îți povesteam, poate că a fost bine, a fost bună intervenția asta a marilor advertiser să oprească, că cine știe unde am fi ajuns. Deja vorbesc numai de mine, știi, am ajuns când Guță își bătea nevasta în direct, știre preluată de Daily Mirror, sau nu mai știu de ce, mare tabloid englez, care nu o prezenta ca pe, mamă, ce a făcut tâmpitul ăla în România, eu te l-a lăsat pula să-și bată, care nici acolo, și acolo e o poveste pe care după 40 de ani, când se vor de secretiza arhivele de la un joc băgătos, o să o spun cu adevărat cum a stat, ei o prezentau ca pe un eveniment de tip tabloid. Bă, unul a venit la televizor și a luat nevasta la bătaie. Adică nu au zis, bă, de ce ați făcut așa ceva? Adică nu erau... Dita e societatea engleză aristocrată, știi? Nu mai vorbim de Bildung în Germania. Dar tu când ai văzut, când erai acolo și ai văzut că Guța să ia bătaia la nevasta... Băi, uite, o să spun tot în prietenie, că simt că o să ne împrietenim în viața asta. Că ai simțit bine sau nu? Guța mi-a zis așa, băi, o să vin... Deoarece discuția asta e foarte, foarte lungă, aproape o oră, am decis să-mi fac clipul ăsta în două părți. Uitați ce vă așteaptă mâine în partea a doua. Bă, și înainte de publicitate câteva minute,
parcă i-a dat dracu în el și s-a repezit la ea. Aș vrea, dacă nu te deranjează, să revenim la momentul ăla, să ne uităm la moment. Ia uite, mă sună și Dorian. Se putea să nu te auzim de fundul porții. Majoritatea între ei sunt niște triști măgniți. Care profită de faptul că... Cum de ăsta mi-a dat un trist măgnit? Tine intră pe la mai nou pe... Al doilea cretinism major este vloggerul Ilie. Care a devenit foarte cunoscut că dădea... Nu am și o seri mai proaste. Totul e în direct. Eu știu, eu am spus m-a luat că... salvarea de două ori, am avut 23 cu 17 tensiuni. E o discuție foarte interesantă, foarte deep, în același timp foarte amuzantă, pe care nu vreți să o ratați. Mâine pe canalul meu este partea a doua, dar challenge-ul nu se va opri acolo. O să mă duc și o să mă împac și cu următoarele persoane de pe listă. Stați geană pe canalul meu, pentru că seria asta este de departe cea mai spontană, cea mai interesantă și cea mai complexă serie pe care am făcut-o eu vreodată. Și totul a pornit din provocarea lui Gami. Așadar, deoarece această prima parte a discuției este aproape filmată, v-aș ruga să dați un pumn butonul de like, să dați un share pe Facebook, că chiar mă așteptă foarte mult, dacă încă n-ați făcut-o, să vă abonați, să vă luați cel mai fresh merch de pe shop.5gang.ro și să stați geană la mine pe canal, pentru că mâine urmează partea a doua din discuția cu Dan Capato. V-am pupat!